Salutare tuturor, bine v-am regăsit la Sport Bazar. În următoarele momente vă oferim o emisiune specială a ediției noastre, lăsând deoparte ceea ce se întâmplă în Superliga de Fotbal a României sau la Chindia Târgoviște și discutăm cu reputatul antrenor de sporturi de contact, Cătălin Otos Mărândescu, care este alături de noi, revenit în studioul Bazar TV și care are câteva noutăți interesante pentru orașul nostru. Domnul Mărândescu, vă mulțumesc că ați revenit la noi în studio. Bine v-am găsit! Și să vă urez și la mulți ani, că astăzi este ziua dumneavoastră, mulțumesc. Și iată că ați sacrificat puțin din timp să veniți la noi în studio și să discutăm mai multe lucruri legate de activitatea pe care... Ziua mea, zile de sărbătoare, zile, nu mai știu, sărbătoare legală și ce mai sunt, pentru noi nu prea există. Mai ales în sport. Mai ales în sport, pentru că sunt competiții la care noi trebuie să participăm, trebuie să ne antrenăm. Și cam de la prima zi anului până la ultima zi anului noi suntem ocupați cu lucrurile acestea. Astăzi vom vorbi cu precădere despre jiu-jitsu brazilian, ceea ce foarte mulți dintre noi, adică noi și eu și o bună parte a publicului, nu suntem atât de familiarizați cu acest sport, din N motive și ar trebui să le zicem și pe acestea, de ce oare nu suntem atât de familiarizați cu el, și să ne spuneți câte ceva despre, în primul rând, să începem să le spunem oamenilor ce presupune mai exact această ramură sportivă, jiu-jitsu brazilian. Deci la momentul actual, jiu-jitsu brazilian este sportul care este predat în mai bine de 80% din tot ce înseamnă structuri militare din întreaga lume. Este cel mai bun sport de autoapărare, atât la copii cât și la adulți. Partea interesantă este că dacă ai un bagaj de cunoștințe foarte bun, nu prea contează kilogramele. Deci gabaritul nu mai are importanță într-o luptă. Plus că pentru fete, domnișoare, doamne, este un sport care le ajută să se dezvolte foarte frumos și dezvoltă și partea de autoapărare în cazul unei agresiuni. Eu sper să nu se întâmple niciodată și să faci decât de plăcere sportul ăsta. Este o combinație între judo, lupte, sambo, practic tot ce înseamnă sporturile de contact ce presupune lupta la sol, doar că este mult mai spectaculos și mult mai, cum să spun eu, mai interesant într-un cuvânt. Se predă în special, sau mai bine zis, plecând de la vârste de 3-4 ani până 60, 70, 80, adică oricine poate să-l practice sportul ăsta. Plus că se oferă și o condiție fizică foarte bună, am spus, un corp armonios. Da. Și plus încrederea în sine, adică în momentul în care faci sportul ăsta sau faci sport în general, încrederea în tine este mult mai mare față de atunci când nu faci. Nu ai încredere în tine și asta e foarte, foarte neplăcut, pentru că sunt mulți tineri în ziua de astăzi care nu au încredere în ei și nu reușesc să depășească anumite bariere. Plus să nu uităm bullying-ul din școli și așa mai departe. Care... este întâlnit la tot pasul și așa. Da, și văd că escaladează din ce în ce mai mult. Da, adică pare un fenomen care începe să ia amploare din ce în ce mai mult și bănuiesc că aceste, de astea sunt și sălile de sport din ce în ce mai pline de tineri. Bănuiesc, nu știu, ar fi unul dintre motive. Da. Mai ales la sporturile acestea de autoapărare. Da, sunt din ce în ce mai mulți dornici de a învăța să se apere, de a face sport. Din păcate, sunt foarte mulți copii care vin la noi să învețe să se apere pentru că sunt bătuți la școală, la liceu. Deci astea sunt primele motive pe care le invocă ei. Da, da, da. Nu știu, aș spune așa că cei care au energie prea multă și creează probleme ar trebui să îndrepte către un sport și poate așa își canalizează energia aceea negativă într-una pozitivă și pot ajunge mari campioni și se pot mândri cu altceva decât cu o bătaie la școală sau pe stradă. Dar de ce jiu-jitsu brazilian? De ce brazilian? De ce nu românesc? De ce nu știu... portughez. De ce brazilian? La bază, jiu-jitsu provine din Japonia.
E o întreagă istorie, dacă stau să vă povestesc acum, avem multe de vorbit. Avem prea multe de discutat așa. După aia, da. Ideea este că brazilienii l-au luat, l-au îmbunătățit și l-au dus și la stadiul de spectacol. Adică e genul de luptă la care nu te plictisești. Pentru că e atât de dinamică și atât de spectaculoasă încât, să fiu cinstit, mie și la vârsta asta îmi vine imediat să intru pe saltea. Cam asta e reacția. Cert este că brazilienii au promovat foarte mult ramura asta sportivă, da. Iar la nivel mondial este foarte, foarte răspândită, poate la fel de răspândită ca fotbalul. Și în curând, sper ca jiu-jitsu să ajungă la Olimpiadă. Sunt deja discuții să devină sport olimpic. În România încă ne luptăm cu vechile concepte, birocrații și alte probleme de genul ăsta, dar sper că până la urmă brazilian jiu-jitsu sau BJJ-ul, cum este cunoscut de majoritatea, să aibă câștig de cauză și să aibă câștig de cauză sportivii și iubitorii sportului de jiu-jitsu brazilian. Am înțeles că în perioada următoare pregătiți o competiție de jiu-jitsu brazilian aici la noi în Târgoviște. Spuneți-ne câteva detalii despre ea, despre acest turneu, competiție și ce mai departe. Mă știi destul de bine și mă știi că îmi place să promovez sportul. A plecat de la ideea de a promova în primul rând copiii. Sportul practicat de către copii, de către cei mici, pentru că sunt foarte mulți copii care sunt supraponderali, care nu au motricitate, nu merg corect pe stradă, dar apoi să mai alerge sau să facă alte exerciții. Și vreau să demonstrez tuturor că se poate. Prin promovarea copiilor care fac sport, se pot aduce mult mai mulți copii către ramurile de sport. Și nu vorbesc neapărat de jiu-jitsu brazilian, de kickboxing, nu știu, sau de MMA. Vorbesc, în general, de toate sporturile. Până la urmă, e bine să faci sport, nu contează ce sport faci. Cam asta este. Asta a spus și data trecută, în emisiune. Și am plecat de la... Am făcut câteva competiții mai micuțe, iar anul acesta mi-am pus în cap să fac cea mai mare competiție de jiu-jitsu brazilian din România, la care să vină toate marile organizații, să participe toate cluburile din România. Deja avem în acest moment înscrierile, se închid pe data de 17 februarie, dar noi deja avem peste 300 de sportivi acum înscriși. Din toată țara. Și din toată țara și deja vin în continuare. Partea mișto și interesantă este că și prietenii de-ai noștri din Bulgaria, din Rusia, din Italia, din Anglia, deja am trimit mesaje și de ce n-ai făcut-o internațională. Sincer, mă tem un pic, aștept să văd cum iese la nivel național competiția și dacă iese bine și nu albez de tot sau nu crește părul de timp, voi face și internațional următoarea competiție. Adică vreau deja să creez o tradiție pentru orașul nostru și cel puțin o dată pe an să găzduiască această mare competiție la care să vină toate marile cluburi. Unde va avea loc competiția? Competiția va avea loc la sala Ioan Valerian. Da, deci în 4. Exact. Va începe undeva la orele 10 dimineața pe data de 25 februarie. Da. Noi sperăm să terminăm în 5-6 ore, pentru că vor fi multe suprafețe de luptă, minim 4, maxim 6 suprafețe de luptă. Deja majoritatea sportivilor care vin sunt titrați, unii sunt campioni mondiali, unii sunt europeni. Meciurile vor fi spectaculoase cu siguranță, vor fi categorii la care am pregătit și câteva surprize, în afară de medalii personalizate, tricouri de campion și alte surprize pe care le țin momentan secret sau sub tăcere, pentru că vreau să fie surpriză totală la competiție. Am pregătit și 5 centuri personalizate pentru cele mai puternice categorii de luptă și unde sunt cei mai mulți sportivi. Da, am emoții și acum vorbesc și am emoții când mă gândesc la competiția asta, pentru că sunt foarte, foarte, da, sunt foarte, foarte multe lucruri de pus la punct. Aproximativ 80% din ele, eu zic că le-am rezolvat, dar întotdeauna se mai găsește ceva care trebuie să faci. Pentru că, și când o să fie 100% tot, o să mai da, fie ceva. Da, eu vreau să iasă totul perfect. Eu așa sunt un perfecționist și vreau să iasă totul perfect. Uh-huh. Adică omul care vine la luptă, copilul care vine la luptă,
să se bucure de experiența asta, să se bucure de luptă, spectatorii să se bucure de spectacolul pe care îl oferă sportivii. Da. Și știi cum este, până la urmă, cel mai bun să câștige. Deja avem două mari organizații din România care vin cu foarte mulți sportivi, BPT-ul și cu Matside. Sunt și alte organizații mai micuțe care participă, dar vorbesc de cele două organizații pentru că sunt și la nivel mondial foarte mari. Una dintre ele și are baza în Portugalia, cealaltă și are baza în Italia. Deci automat ne vom cam bate cap serios, în cap. Da. Da. Organizațiile sunt împărțite pe județe, orașe, adică chiar dacă eu sunt Cătălin Zmărândescu Academy, sunt de exemplu sub organizația Matside și automat lupt pentru Matside la această competiție. Și surpriză, dacă voi avea adversari pe categoria mea de vârstă și de greutate, cred că și eu voi intra la A, deci e posibil să intrați, da, și în NASA în ring. Da, vreau să intru pentru a promova și a-i face pe toți să înțeleagă că nu contează vârsta în momentul în care vrei să faci sport. Bine, să știți că e una când intră Cătălin Zmărândescu să lupte, alta e când intră nea, nu știu cine. Păi, e o diferență totuși, știți? Nu este chiar atât de curajul. Eu țin să spun un lucru, nimeni nu intră să lupte dacă nu are cunoștințele necesare, dacă nu se pregătește înainte. Adică nu poți să vii de pe stradă și vreau să mă lupt și eu. Și o parte foarte interesantă și foarte mișto aici este că avem probă cu kimono, cu gi, probă fără gi. De exemplu, la proba fără gi, fără kimono, pot participa inclusiv sportivi care vin din lupte. La proba cu gi pot participa sportivi care vin din judo, din sambo. Da. Adică atât de respectă regulamentul, care este asemănător cu aceste sporturi, pot participa. Și atunci, venind cu stiluri diferite de luptă pe același regulament, spectacolul va fi mult mai mare. Uh-huh. Mult, mult mai mare. Uh-huh. Spuneați de public că poate participa și publicul larg la această competiție. Intrarea va fi liberă? Nu, intrarea nu va fi liberă. Va fi o sumă modică pentru intrare. Problema e în felul următor. Deja foarte multe bilete merg către părinții copiilor care participă la această competiție. Deci au prioritate. Au prioritate, exact. Da. Celelalte cluburi au început deja să trimită numărul de persoane care vin ca și spectatori. Tare mi-e frică și tare mi-e teamă că nu o să mi ajungă locurile care sunt, că sunt decât 300 de locuri disponibile pentru spectatori. Păi, din ce îmi spuneți, da, cred că o să fie și mi-e teamă că nu pot să mulțumesc pe toată lumea. Dar dacă dă Dumnezeu să iasă bine competiția, următoarea vom face în sala sportului, sper să fie renovată până atunci aranjată. Aici e cu semnul întrebării, dacă va fi gata până la următoarea ediție. La următoarea, da. Să sperăm. Dacă nu, vom trăi și vom vedea. Nu știu, nu vreau să mă gândesc chiar atât de departe în momentul ăsta, pentru că îmi ocupă foarte mult timp organizarea acestei competiții. Da, acum sunt alte priorități. Deci vreți să faceți anual această competiție? Anual, da. Aceasta va fi prima ediție și vreau să fac la începutul anului întotdeauna să fie la nivel național, la sfârșitul anului să fie la nivel internațional. Pentru că nu pot să spun decât că m-au bucurat foarte tare mesajele primite din străinătate și faptul că se simt oarecum, să spun, nu marginalizați, dar dați la o parte colegii și prietenii noștri din străinătate că nu am făcut internațional această competiție. Dar sper să înțeleagă și să ne vedem la sfârșitul anului cu toții la o competiție mare. Cum sunt elevii dumneavoastră acum, înainte de această competiție? Pentru că mi-ați spus că i-ați lăsat așa mai puțin, mai liber, să zicem, în perioada asta, dar urmează săptămâni grele și pentru ei. Nu știu dacă i-am lăsat puțin mai liber, pentru că noi ne-am întors săptămâna trecută. Weekendul trecut am fost la Cupa României. Uh-huh. De autoapărare și la proba de submission, care este asemănătoare jiu-jitsului brazilian. Da. Am ieșit campion național din nou. Felicitări. Mulțumesc că am luat, deci am fost cu 28 de sportivi cu vârste cuprinse între 4 ani și 29 de ani, dar asta spun că la adulți n-am avut decât 2 adulți, restul sunt între 4 ani și 17 ani. Iar marea majoritate sunt, de fapt, între 4 și 14 ani. Uh-huh. Și am luat totuși 20 de medalii de aur, 5 de argint și restul de bronz.
Fiecare grup a fost minim 4 sportivi pe grupă. Și emoțiile au fost, să zic, de 10 ori mai mari, pentru că am avut mulți copii care am băgat la prima lor competiție și care mi-au făcut o surpriză super, super, super plăcută. Deci dovedesc că avem viitor în sportul ăsta. Ceea ce e important. Și nu pot să spun că cea mai mare emoție de familie era fiica mea, Matilda, care, da, a ieșit campioană, clar, asta este. S-a bătut în grupă de copii 6-7 ani, deși are 4 ani și jumătate. Dar se calcă pe urme. Și se bate numai cu băieți, pentru că nu prea sunt fetițe la vârsta ei. Eu aștept să văd cum o fi cu fetițele când se va bata cu ele. Da, ce să zic, da. L-am în spate pe Vladimir, pe cel mic, care are 2 ani și 4 luni și toată ziua strigă: Daddy, daddy, hai în sală, lupte, lupte. Nu știu ce o să fac cu amândoi, clar. Da, adică, deci e o altă presiune. E o altă presiune, presiune, da. În ghilimele, bine. Mă gândesc. Matilda nu vrea ca fratele ei să fie mai bun ca ea. Sper cu timpul să schimbe. Dacă vine și concurența între ei, să schimbe un pic mentalitatea, pentru că sunt frați totuși și fiecare e pe palierul lui, cum se spune, dar și competiția între ei e bună. Până la un punct, poate, cine știe, dacă devine o rivalitate prea mare, mă gândesc că... Doamne, nu vreau să mă gândesc la asta, și așa, de acum se luptă împreună și o dau un box, o dau în altceva, dar încerc întotdeauna să fiu un fel de arbitru între ei, să-i stăpânesc. Deci mai și alte competiții mai urmează în afară de acestea? Cu siguranță, avem un calendar foarte, foarte, foarte încărcat, o să vină campionatele naționale de Kempo, tot pe partea de submission, de grappling, la sol, unde vom merge iar cu o echipă destul de mare. Vor fi câteva concursuri internaționale în curând. Avem două campionate de kickboxing, unul la Bistrița, unul la Deva. Sunt așa, cam nu le știu chiar pe toate și încerc, da, să iau și eu pas cu pas, pentru că o iau razna, să fiu cinstit, dacă mă gândesc la toate odată. Și bine, eu îmi doresc să le câștig pe toate, să ies acolo primul, dar nu este posibil. Câți sportivi mai aveți acum în cadrul Academiei? Destul de greu. Greu, adică cei care merg la competiții sunt în jur de 50 sportivi care merg constant la competiții. Ei sunt mult mai mulți în sală. Chiar nu m-am gândit, uite, mi-ai dat o temă în momentul ăsta. Dar ca idee am undeva între 30 și 40 de sportivi pe clasă. Sunt 3-4 clase pe zi. Fost o cutare, cam cum este. Și văd că încet, încet și cei mari încet să forme și o echipă la cei mari, la juniori mari, la adulți. Și aștept să văd ce rezultate voi scoate și cu ei. E mai greu cu cei mari, dar și cu cei mici. Îi crești de multe ori, ei de la 4-5 ani, îi duci până pe la 14-15, se îndrăgostesc, găsesc alte preocupări, anturaje și e greu să faci performanță într-o țară în care nu dă nimic sportului, în schimb se mândrește cu tot ceea ce face sportul. La aceste sporturi de artelor marțiale, cine prinde mai repede, un copil sau un adult? Dacă să zicem că un adult vine să înceapă să practice la vârsta, nu știu, de 20 și ceva de ani, 30 și ceva de ani, față de un copil de 4-5 ani, cine ar prinde mai repede? Nu cred că există o diferență între ei. Atât timp cât îți dorești un lucru, prinzi foarte repede. Atât timp cât te antrenezi, eu am un sistem de antrenament foarte simplu. Nu stau cu cei noi să le explic foarte mult bazele. Bazele le învață din mers și făcând cu cei mai vechi. Cei vechi, dacă fac cu unul mai nou, îl ajută să priceapă mult mai repede tehnicile care sunt predate și avansează mult mai repede. Pe când dacă i-aș pune cât începători cu începători și aș lăsa să repete în continuare bazele, păi le ia mult și bine. Așa, dacă îi mixez cu cei vechi îi ajută acolo unde greșesc și automat avansează mult mai repede. De asta spun că am copii care fac de 2, 3 luni, 4 luni și care m-au surprins într-un mod foarte, foarte plăcut. Adică au avansat extraordinar de mult. Bun, au fost și anumite obstacole pentru a organiza acest turneu la Târgoviște? Am deviat puțin de la subiectiv. Obstacole... Adică bănuiesc că n-a fost chiar totul așa limpede și clar și foarte ușor de organizat, sau poate cine știe. Băi, e destul de complicat, pentru că lumea nu investește în sport. E clar în situația asta.
Noi avem câțiva sponsori, dar nu prea se înghesuie lumea să susțină sportul. Așa că marea cheltuială sau majoritatea cheltuielilor sunt suportate de către Academia noastră. E adevărat că avem și un sponsor care ne-a ajutat destul de mult, Digitecu. Eu sper să alătură și alți oameni de afaceri din Târgoviște și să ne ajute pentru dezvoltarea sportului. Dar, mă rog, știi cum este, te duci la om, îi poți face propunere, expui ceea ce vrei să faci, dacă vrea bine, dacă nu vrea, iar bine. Eu cum nu sunt genul de om care stau să mă milogez de cineva, e un pic mai complicat. Adică vrei să susții sportul și îți place lucrul ăsta, noi putem să suferim chestia asta. Să facem reclamă, să facem... Ai și tu partea ta de avantaje pe tema asta, dar nu știu. E greu. E un subiect care pe mine de multe ori mă depășește, pentru că atât timp cât statul român nu investește în sport, nu prea ai ce să le ceri particularilor. Dar de ce credeți că se întâmplă asta? Până la urmă vorbim despre sport, nu vorbim despre ceva care ar face rău publicului sau rău oamenilor. De ce ar fi dificil? De ce nu ar fi lucrurile mai ușor de realizat? E greu de spus, pentru că mă rog, ca orice lucru din țara asta, în ultima vreme sau în ultimii 20 de ani, dacă stăm să ne gândim așa, tot ce am avut bun în România a dispărut și n-am mai fost interesat de absolut nimic. Trebuie să spun, sportul, dacă e orice ramură sportivă, s-a dus în cap. În școli nu se mai face sportul. Toată lumea vine cu scutiri și nu fac sport. Profesorul nu poate să mai zică nimic. Ministerul nu-l interesează dacă se face sau nu sport în școală. Ce să vorbești de sportul de masă? Out. Nu se mai face. Plus că, inclusiv la sporturile care sunt sporturi olimpice, premiile sunt atât de mici, atât de nesemnificative, încât fiecare la un moment dat vrea să o ia pe alt drum, știi? Un drum care să facă mai mulți bani cumva. Știi? Și de aici cad, din păcate, în partea cealaltă a legii. Asta este durerea mare. Și sportivi foarte buni care ar putea să aibă un viitor strălucit ajung de fapt cu totul și cu totul într-o altă direcție. Dar da, semnala lucrul acesta și la ultima noastră ediție că se întâmplă destul de des din păcate în sportul român. Cred că din ce în ce mai des acum. Și sunt foarte mulți care vin să învețe să se lupte doar pentru a face după cu totul și cu totul altceva. Noi avem foarte mare grijă în momentul în care ne selectăm clienții și sportivii care vor lucra cu noi. Încercăm să găsim genul de copii care sunt, adică învață bine la școală, au o conduită morală corectă. Pentru că la mine în Academie nu poți să ai un alt fel de comportament decât unul adecvat și de bun simț, plecând de la cel mai mic până la cel mai mare. Îi chema și cu carnetul de note, să înțeleg. Sau cam da, interesat de situația lor școlară. Îi mai au câteodată și la puricat pe tema asta. N-am mai făcut-o cam de mult, cred că de vreo un an și ceva, n-am mai făcut-o. Și după campionatul după Cupa României, le-am spus clar, vreau să văd și carnetele voastre. Vă las săptămâna asta, studentului vreau să văd și carnetele. Legat de Academie, de celebritatea de care vă bucurați, vă ajută sau poate reprezenta câteodată și un impediment? Vă întreb. Bună întrebare. Nu știu, cred că mă ajută munca care o depun cu acești copii. Și rezultatele sportive pe care le am cu ei. Asta cred că mă ajută. Nu m-am gândit la lucrul ăsta. Adică am încercat să nu margez niciodată pe faptul că am fost un sportiv celebru, că încă sunt celebru. Nu, eu încerc să-mi fac treaba ca antrenor cât pot de bine și prin rezultatele pe care copiii le au la competiții, echipa noastră o are la competiții, așa vin noile generații la noi. Cam despre asta este vorba. Plus că noi avem o regulă foarte simplă. Vrei să faci treabă, vii și lucrezi cu noi. Vrei să, scuze-mi expresia, arzi gazul de pomană, merge în altă parte. Adică eu am încercat la Academia, la noi să le oferim cele mai bune condiții de antrenament, cele mai moderne condiții de antrenament, cu oamenii cei mai buni. Vrei să vii să fii un luptător bun, un sportiv bun, te antrenezi cu cei mai buni. Nu?
Sunt și alte săli. Dar noi preferăm să ne ținem standardul. Adică nu oricine poate să intre la noi în Academie, plus că, s-a explicat și data trecută, noi ca să luăm pe cineva în Academie, avem nevoie și de recomandări. Nu luăm chiar pur și simplu cine vine. Ne uităm acum că vorbeam cu soția zilele astea, deja da. ne apropiem de capacitate maximă și vom începe din ce în ce mai mult să triem și mai mult sportivi. Care nu corespund, ne pare rău, bună ziua, fiecare pe drumul lui, care corespund și merg în continuare cu noi, înseamnă că sunt cei care au un bun simț și un comportament adecvat. Deci ați mai renunțat în trecut la anumiții? Categoric, tot timpul renunțăm la cei care nu, să spun, nu sunt în standardele noastre, pentru că noi încercăm să creăm oameni, în primul rând, după aceea sportivi de succes, nici de cum golani sau infractori. Este greu cu generațiile noi să lucrați, ținând cont și de această ascensiune a tehnologiei și așa mai departe? Băi, e foarte greu, pentru că întotdeauna, am vrut să spun nu de multe ori, dar întotdeauna vin părinți care spun așa, vreau să îmi despart copilul de tabletă, de telefon și de aia l-am adus la sport. E trist. Dacă stai să te gândești că majoritatea copiilor sunt pe telefoane, pe tablete, pe calculatoare și toată ziua cu nasul în ele, nu fac pic de sport și nu știu să meargă pe stradă, corect. E trist. Dar sper că părinții se deștepte ușor, ușor și să drume copiii către sport. Pentru că în sport, în general, mai ales când ești copil, ai nevoie foarte tare de susținerea părinților. Iar în ziua de astăzi, cum sporturile nu sunt răsplătite așa cum trebuie, greutatea mare cade pe umerii părinților. Cam asta este. Noi avem 2-3 sportivi care încercăm să-i susținem, noi ca și Academie, da. Dar nici eu nu pot să fac foarte, foarte multe. În momentul în care deja te văd că începi să ai rezultate bune și ai o situație mai precară față de restul, încerc eu să te ajut. Dar tu trebuie să mă răsplătești, nu am nevoie să-mi dai absolut nimic mie. Am nevoie, în schimb, să-mi arăți că muncești și că ai rezultate sportive bune. Asta e simplu. Dar generațiile astea, cred că anturajele sunt mai importante decât ceea ce vei deveni în viață, ceea ce vei fi în viață. Din păcate, ți se spun că anturajele probabil se duc decât către o singură parte. Și aceea este, știți bine, da, sunt mai multe variante și pentru asta. Adică, mai devreme sau mai târziu, brațul lung sau scurt al legii te va prinde, dacă îți alegi calea greșită. Ei nu înțeleg, sunt tineri și zic, lasă, de ce să mă la antrenament sau de ce să mă să fac un sport când pot stau cu X, cu Y la o cafea, la un suc, la un vin, la un nu știu ce. Iar de acolo pleacă cu totul și cu totul altele. Pentru că pică în partea cealaltă cu fumat, droguri și, cum bine știți, orașul nostru nu este deloc scutit de această problemă a drogurilor. Nu știu dacă mai e vreun oraș, dar mă rog. Asta eu mă îngrozesc și mă gândesc cu groază că aud povestind pe la sală, înțelegi, de diversi din oraș și crede-mă, sunt speriat pentru că am și 2 copii mici care urmează să-i dau la școală în curând și nu știm în ce parte să luăm, chiar nu știm. Pentru că în școli este cel mai mare trafic de stupefiante. Da, și este chiar o problemă reală asta și pare că nu se mai rezolvă. Și ori nu se vrea rezolvată, ori nu avem oameni capabili să rezolve lucrurile astea. Nu-mi dau seama ce se întâmplă. Pentru că dacă vrei să faci un lucru, poți să-l faci. Dacă nu vrei, automat îl lași așa scăpa de sub control sau nu știu, nu realizez. De-a lungul carierei noastre ați trecut și prin multe obstacole. Ați și renunțat la un moment dat, după aceea ați revenit. Le povestiți asta elevilor de greutățile pe care le-ați întâmpinat de-a lungul carierei? Ca să... Doamne, cred că nu e zi în care să nu mă dau exemplu în fața lor. Și nu tot timpul le părnesc că nu exemple întotdeauna pozitive. Doamne, dar nu... Prea puțin pricep lucrul ăsta și îl înțeleg. Prea puțin, din păcate. Și... Mai mult înțeleg cei care provin din medii mai sărăcuți, un pic mai, cum să zic, mai
mai nevoiași. Da. Ei înțeleg mai mult lucrurile astea. Cei care, cărora de fapt părinții le oferă totul pe tavă fără să merite, adică și atunci când merită și atunci când nu merită, e mai greu să-i facă să înțeleagă greutățile vieții și problemele care apar. Și încerc să le spun tuturor, băi, nu faceți ca mine, că uite, acolo am greșit. Nu e bine. Mai ales cei care văd că deja se apropie oarecum de anumite întâmplări care sunt asemănătoare prin cele care am trecut eu. Și încerc să mă dau exemplu și încerc să le explic, dar prea puțin pricep lucrul ăsta. Prea puțin, din păcate. Și am impresia că știe chestia, aia nu mi se poate întâmpla mie. E, ba da, ție se poate întâmpla. Exact când spui că tu nu ai cum să pățești lucrul ăla, ție se întâmplă. Și spun, că mi-a zis domn profesor și n-am ascultat, sau când mai vin la mine și îmi spun că ați avut dreptate, domn profesor. Eu de nebun îți spun? Eu de nebun îți dau exemple? Dacă spun nu fă ca mine că nu-i bine lucrul ăsta, tu faci ca mine sau mai rău ca mine ca să ce? Dar e adevărat, sunt mulți care vor să simte și pe pielea lor dacă e bine sau dacă nu-i bine. Din păcate, când nu e o stură prea tare, e prea târziu. Da. Asta aici este. Puteți spune noastră clar mai multe decât s-ar putea spune altcineva. Asta este. Eu mi-aș fi dorit de-a lungul vieții mele să am oameni care să-mi spun, mă mai tragă de mânecă când și când și să-mi spun acolo unde greșesc, dar din păcate le-am calat în piept singur și le-am zis pe pielea mea. Cam asta este. Putem spune că v-ați găsit echilibru în artele marțiale? Adică fiind ele, de fapt, un sport care te ajută să te cunoști mai bine pe tine. Nu neapărat artele marțiale mi-au dat echilibru, ci sportul în sine. Ah, ok. Sport. Pentru că am avut o ocupație care să-mi distragă, să spun așa, gândurile sau să mă distragă de la alte activități nu tocmai ortodoxe, știi? Plus că în momentul în care îți place sportul, ajungi și la concluzia că nu prea se pupă cu alte activități. Adică ori ai o conduită morală corectă și îți vezi de treaba ta, ori cazi în partea cealaltă. Partea cealaltă, dracu. Doamne, iartă-mă! Am scos-o și pe asta că... Na? Na, are. Mulți cred că e ușoară. Adică să te duci, să devii infractor, să ajungi la închisoare și asta, o fac 2-3 ani, fac 5 ani și ies, da, am bani. Păi, ai ieșit, mai vrei să mai faci, intri iară, că la noi închisorile și pușcările sunt pentru, nu pentru reeducare, ci sunt făcute pentru a crea mult mai mult, mai mulți infractori. Da, o altă problemă. Da, social. Sunt multe, dar așa de multe am pe suflet de le spune, mai pun și la cât la gură câteodată. Da, mai ales că acum aveți și alte preocupări legate de competiție și deja a spus că sunt foarte... Nu, pentru mine faptul că mă focusez foarte tare pe sport și pe copiii care vin din spate și adrenalina mea acum aleargă odată cu ei, adică satisfacția mea, cea satisfacție care aveam când eu câștigam meciurile mele sau ieșeam campion european, mondial, am transpus oarecum copiilor, iar câștigurile lor, bucuria pe care o ei când câștigă, mi-o transmit mie și atunci... E fantastic. Crede-mă că după fiecare competiție, cel puțin 2 zile, sunt leșinat psihic și fizic. Pentru că încerc să le iau, cum să spun, emoțiile lor asupra mea, încerc să le iau temerile asupra mea și toate lucrurile trebuie să le transform și le dau lor înapoi în lucruri pozitive, în cum să spun eu, în curaj, în stabilitate psihică și multe lucruri care ei trebuie să le aibă atunci când intră într-un concurs, într-o competiție. Dar cum trăiți meciurile pe margine atunci când ei sunt în competiție? Trebuie să mă filmați o dată, că așa nu pot să vă zic. Toată lumea spune că sar ca un hop amitică din stânga în dreapta și... Nu știu, greu eu spun ce povestesc alții sau din ce mai văd eu din fotografii sau din filmări. Deci eu sunt foarte agitat la colț. Adică de multe ori am impresia că eu sunt acolo și... Chiar îmi pare rău de că nu pot să le transmit unora mental ceea ce au de făcut, dar cu telepatia nu stau chiar foarte bine, dar da, mai cine știe? Poate trebuie să mai lucrați aici, cine știe? Da. Înțelegi? Adică, băi, e greu în colț. Ca sportiv e simplu, adică ai grija ta și cu asta basta. Mai sunt câțiva în spate care au grija ta. Dar ca antrenor e foarte greu să ai grija fiecăruia în parte și să-i dai fiecăruia în parte sfaturile corecte din colțul în care stai,
pentru că fiecare are stil de luptă diferit, fiecare are o fire diferită, la unul poți să ridici puțin tonul, la unul trebuie să vorbești calm, la unul nu știu, sunt oameni diferiți toți, copiii sunt la fel diferiți. Și atunci trebuie să găsești cea mai bună metodă și sursă de a transpune ceea ce eu vreau de la ei. Eu cred că am reușit să mă fac înțeles și deși mai ridic eu tonul la ei câteodată, îi mai pedepsesc cu flotări și genoflexiuni, copiii mă iubesc foarte mult. Copiii la mine mă iubesc foarte, foarte mult și de-aia astăzi, apropo de faptul că este ziua mea, l-am pregătit o surpriză. Voi face un traseu Survivor, la finalul căruia toată lumea va avea o surpriză dulce, 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 dulce. Interesant, poate pune și pe Facebook, cine știe. Da, cu siguranță vom filma pentru că este unul dintre concursuri care copiii iubesc foarte, foarte, foarte mult. Mai ales de când am fost la Survivor, sunt înnebuniți după chestia asta. Și creează așa niște ambiții între ei fantastice. Și te se vezi la cel mai mic de la 3 ani cum aleargă și încearcă să termine traseul până la cel mai mare, că până la urmă și ea de 14 ani se bucură când câștigă ceva, știi? Adică e o chestie foarte, foarte mișto și încerc să fac echipele cât mai echilibrate ca să nu am discuții cu ei. Revenind puțin la antrenamente, am văzut din postările noastre pe Facebook că sunt destul de dure. Adică eu mă uit așa ca nespecialist, ca neștiutor al acestui sport și mă întreb, bă, dar de ce le trebuie lor să facă exercițiile acelea? Că, na. Nu sunt dure, nu sunt dure. Sunt antrenamente serioase, să le spunem. Vrei să faci performanță, vrei să câștigi, vrei să fii cel mai bun, atunci eu am găsit cu ei o variantă în care le spun clar, astăzi facem lucrurile serios. Nu este glumă, nu este joacă. Facem serios. Avem competiția asta luna viitoare, deci noi trebuie să ne antrenăm serios, 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 ca să ieșim cei mai buni. Mai ales că am și un premiu pentru fiecare echipă, adică pentru echipa câștigătoare, practic. E ambiție și pentru ei. Că și ei ar trebui să tragă tare pentru premiul ăsta. Și nimic nu se poate compara în lumea asta cu satisfacția când ți se ridică mâna asupra și te dă învingător. Crede-mă. Cu nimic. Cu nimic. Și asta îți spun din ochii copiilor, din zâmbetul lor, din faptul că la 7-8 ani, dacă îi vezi cum plâng și de ce plângeți? Ce aveți? De bucurie. Am câștigat de bucurie. Băi, e o chestie... E ciudată, știi? Trebuie să le menegerezi pe toate și inclusiv cei care pierd, că pierd și plâng că au pierdut. Cred că e mai dificil atunci e dificil să gestionezi. Mai dificil e când pierzi acolo la distanță mică, la un punct, două, știi? Aia e și mai rău, înțelegi? Pentru că trebuie să-i faci să înțeleagă așa a fost să fie, înțelegi? E greu, dar satisfacția la final e fantastică. Iar ei știu clar că atunci când intrăm serios în pregătire, nimeni nu are voie să lipsească, mort cop trebuie să fie la antrenament și trebuie să tragă cot la cot cu ceilalți. Când ați fost la noi în studio prima dată, spuneați că împreună cu soția noastră vă doriți să găsiți un nou Smărândescu, viitorul Cătălin Smărândescu. Cum merg căutările pentru acesta? Greu. Știu că nu l-ați găsit încă, că au trecut cât 6 luni de când ne-am văzut ultima dată, dar... Greu. Greu, 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 foarte greu. Chiar ne-am gândit la un moment dat, dar suntem foarte priși acum în momentul ăsta, că vrem să facem o selecție la nivelul județului. Și să încercăm, parcă ți-am spus și la trecută, să găsim câțiva copii pe care noi să-i susținem să facă performanță. Pe de altă parte, din generația nouă de copii care a apărut la noi în Academie, nu știu la care să mă opresc. Chiar nu știu la care să mă opresc. Și aici o inclus și pe fiica mea. Da, mă rog. E greu. E greu, 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 greu. Greu pentru că trebuie să-ți dorești să faci lucrurile astea. La unii copii, probabil, părinții își doresc mai mult decât copiii. Înțelegi? Da, sunt și situații ca acestea, într-adevăr. Înțelegi? Copilul trebuie să-și dorească să facă ceva. Cum să spun eu... Și în momentul în care devine adult, devine major, în momentul ăla trebuie să conștientizeze. Băi, pentru ce am făcut eu 5, 6, 7 ani de sport în urmă? Trebuie să merg mai departe, să poți să treci la profesioniști sau nu? Depinde de fiecare acum. Dar e greu, pentru că toți am zis că fac așa și am câștigat nu știu câte zeci de mii de euro și sunt bun. Nu.
mai înainte să dai sute tone de transpirație într-o sală de antrenament ca să ajungi mare. Deci aveți elevi care se gândesc și la momentul acela când vor deveni celebri, când poate își vor lua o mașină scumpă, poate vor avea. Doamne, și... eu le spun la toți că faceți primii bani, luați-vă casă, nu mașină, că mașina, știu eu mulți șmechia cu ghilimele care își iau mașina în leasing și merg cu ea, își bagă benzină de aici până la cafenea și până stau la cafenea să le facă 500 X și Y cu, cafea. Deci nu despre asta. Să-și ia, să-și, dacă au, fac bani să-și ia prima oară casă, după casă poate să-și ia și mașina. Nu-i problema asta. Toată lumea vrea să-și ia mașină. Dar o impresie că dacă ai mașină ești foarte cool. E un trend foarte prostesc. Da, probabil și modelele pe care le văd tinerii, nu doar în sport. Poate da, că asta din păcate, influențează negativ. Că banii se fac doar pe social media și din asta se poate trăi. Ce te faci dacă se întrerupe internet odată și nu mai poți să postezi nimic pe social media? Mor de foame? Aia e întrebarea mea. Mulți cred că ar ajunge într-o situație destul de neplăcută. Sanifică în România jumătate din noua generație așa mulți ori de foame. Mergeți și în teren pentru a recruta tineri pentru academie sau... Nu, aveți și astfel nu, de acțiuni? Că, nu, sau? Momentan n-am avut. Anul trecut am avut câteva acțiuni împreună cu poliția județului Dâmbovița, în care le-am vorbit copiilor despre beneficiile sportului și despre nefericirea lucrurilor care se pot întâmpla în momentul în care, cum să spun eu, îți alegi cu totul și cu totul alt drum în viață. Și ca să le explicăm că acel plus de energie care l-ai, poți să-l folosești într-o sală de sport, nu pe stradă. Cam asta este. Pentru copiii talentați, ar fi o soluție sprijinirea lor financiară sau prin burse? Să fie ajutat să avanseze în carieră? Cine să dea bursele astea? Asta e întrebarea. Păi deci eu... nu te referi la stat, că statul nu să-ți dea nimic. Avem și noi Ministerul Tineretului și Sportului. Chiar dacă nu prea e bătaie pe el, după cum ați văzut, el rămâne mereu așa la final, când Ministerul se împart Tineretului ministerele. Și Sportului, da, nu știu ce să spun. Tocmai acolo nu sunt destui bani pentru sportivi. România a fost cunoscută foarte mulți ani de zile datorită sportivilor, datorită sportului și tocmai lucrul ăsta care ne-a propulsat în tot ce înseamnă comunitatea mondială, internațională, tocmai lucrul ăsta la noi a dispărut. A dispărut, pur și simplu. Acum, pentru că am văzut că handbalul puțin, volleyul a început să mai scoată capul, fotbalul. Puțin, da, exact. Fotbalul, praf, dus, out. Tot sporturile e în individuale, da. Gimnastica, unde rupeam în două, peste tot, nimic. Luptele văd că și-au mai revenit un pic. Boxul la fel, la pământ. Da, baze sportive sunt distruse. Bazele sportive sunt distruse. Păi fă o comparație. Uite, dacă ai timp odată, iau prin tot ce înseamnă baze sportive ale cum zice, ce țin de Consiliul Județean sau de Ministerul Tineretului și Sportului și zi cum arată și iau bazele sportive ale privaților și vezi cum arată. Vă referiți că arată mai bine cele ale privaților? Sau? Exact. Deci cei de stat sunt praf. N-au echipamente, n-au saci de box, n-au mânuși, n-au saltele, n-au puțin. Adică eu, din ce am văzut, la CSS am văzut cât de cât că au ce le trebuie, dar nici acum nu au în totalitate tot ce au nevoie. Sala a fost de curând renovată de pentru zic. Că adică totuși le lipsesc multe lucruri pentru performanță. Și te invit la mine să vezi În ce se poate cum se poate antrena un sportiv la mine. Total diferit. Ca infrastructură la sporturile de contact, cum stăm față de, nu zic de țările cele mai dezvoltate, de țările vecine poate, sau dacă vreți și țări dezvoltate, puteți face o comparație. Care este diferența între noi sunt, și... Avem câteva academii foarte bune în România și sunt dotate foarte bine, adică au tot ce au nevoie în ele. Dar vorbim de marea majoritate, adică lasă că ai 5 academii mari care, că și ele au o limită, nu poate să ia pe toată lumea, înțelegi? Vorbim la bazele mici, de unde vin, adică copiii de la țară, exemplu, unde se mai antrenează?
Cine mai susține sportul în sate? Nimeni, că de acolo vin campioni adevărați. Cei care au lipsuri și care au neajunsuri, ei pot deveni campioni adevărați. Cei care le mai dă mame și cu tati, mai greuță. Da. Deci, chiar astăzi de dimineață am avut o discuție cu un antrenor de jiu-jitsu brazilian și îmi spunea că a fost la campionatul european cu copiii și cu o ediție înainte au ieșit campioni europeni, de data asta nu a mai făcut nimic. Pentru că atât de mult le dau părinții, încât ei nu mai au motivații. Și adevărul că e destul de neplăcut atunci când câștigi un titlu european sau mondial și nu-l confirmi la următoarea ediție. Înseamnă că a fost o întâmplare, că a fost ce? Înțelegi? Se schimbă mentalitatea foarte repede la generația asta. Foarte. E complicat. Da, parcă înainte nu se schimbau așa repede mentalitățile. Parcă, nu știu. Băi, când nu ai, vrei să ai și atunci tragi ca să ai. Dar când tu ai, nu ai motivație. Înțelegi? Aici este. Uite, și la noi aici am încercat, de exemplu, cu... Se iau, nu știu cum se numește, DGS, copiii ăștia care provin din familii dezorganizate. DGSPC. Așa. Am încercat să fac eu colaborare, să iau copii, să-i ajut să facă performanță. N-ai cu cine. Din ce? Nu ai cu cine. La cine vă referiți? La conducerea instituției? Nu, eu am avut toată bunăvoința și toată, cum să spun, tot sprijinul le-a oferit copiilor, dar copilul, nu poți. Nu, pentru că ce au văzut în familie, asta încearcă să facă și ei. Asta din e păcate. Trist. Da. Din păcate. Adică le oferă o șansă să facă ceva bun cu viața lor, dar din păcate tot către partea întunecată merg. Da, asta e păcat că se întâmplă asta. Am ajuns aproape la final, am zis că vă întreb puțin și despre experiența Survivor. Bine, am vorbit puțin și data trecută, dar aș vrea să vă întreb acum ce a fost cel mai dificil atunci când ați concurat la Survivor. Momentul sau poate, nu știu, un sentiment care a fost cel mai greu pentru noastră în momentul în care a fost concurent. Pentru mine cel mai mult mi-a lipsit familia. Deci asta a fost cel mai greu lucru în asta perioada aceea. Cel mai greu, adică... Dacă ai fi singur, ar fi cu totul și cu totul altceva, adică n-ai avea stres foarte mare sau ar trebui să nu ai stres foarte mare, știi? Dar pentru mine faptul că n-am avut copii, nu puteam să comunic cu ei, cu soția, cu copiii, a fost, băi, foarte, foarte nașpa, știi? Adică ajunsesem să-i visez cu ochii deschiși, e destul de neplăcut, înțelegi? Și totuși am un psihic foarte puternic, sunt foarte bine stabil, știi, cu problema asta, dar n-ai după atât timp, sunt 3 luni de zile care am fost plecat acasă. 3 luni de zile în care să nu-i auzi nici măcar vocea e complicat, așa, dacă a pus să-i auzi vocea, tot te mai ambalezi un pic, știi? Dar când nu-i auzi nici măcar vocea, apoi să-i mai vezi. E complicat, asta te omoară cel mai mult. Cel puțin asta e slăbiciunea mea, familia. Da. În rest nu fac față la orice... Nu probele au fost atât de grele sau... Nu, sau foamea sau nu. Da. Chiar mă uitam apropo de sezonul nou de la Survivor. Băi, ăștia sunt mai norocoși ca noi. Văd că au mai multe recompense de mâncare și mai multă diversitate în produse. Da, deci a devenit mai ușor. Da, înțeleg. Nu știu ce, mi se pare mai ușor. Păi noi ne-au cam chinuit ăștia. Ne-au cam chinuit. Păi văd, noi am văzut cartofi după o lună și jumătate. Lor le-au dat cartofi deja. Linte, n-am văzut niciodată linte, care e proteină și bună, nu? Ce să mai vorbim de paste? Na, orezul și ăla cât mai puțin și rar. Eram la început de criză, poate, și de asta e. Da, cred că era criză în Dominicană, posibil, din cauza asta. Nu, nu, mie așa ce puțin mi se pare după margine, în momentul ăsta, că ei au mai multe avantaje oarecum și parcă nu sunt așa slab cum eram noi după timpul ăsta. Poate la trebuie noi, să mai treacă, nu știu, nu e la început. Primele 45 de zile, păi cred că te puși la ei destul de mult. La noi primele 45 de zile ne-au chinuit rău de tot. Nu vrei să știi ce foame te-am făcut. Mi-ați mai povestit rău, noastră rău, aici, rău. Că a fost într-adevăr o experiență. Tot fel de, scuze, de recompense care îi ajută. Dar rău, ne văzut în continuare ce se va întâmpla. Nu pot să zic că mă uit foarte, foarte mult, dar când și când mai arunc un ochi. Pentru că, ți-am zis, după ce termin cu sala, intru în casă, am doi copii care pe mine și trebuie să mai ai și grijă de casă.
Ultima întrebare, cum ar fi fost sau nu? Ce ar fi fost Cătălin Smărândescu fără sport? Bună întrebare asta. Mi-a mai pus o dată de mult cineva și răspund același lucru. Aș fi ajuns un infractor. Asta credeți noastră? Cu semnătate. O lasem pe un drum foarte greșit și doar sportul m-a salvat de la ajunge infractor. Am și o greșelile mele pe care le-am făcut de-a lungul vieții. Le regret că asta este. Și mi le și asumați, bănuiesc că... Mi le și asum că asta este, s-a întâmplat timpul. N-ai cum să dai înapoi și probabil și dacă l-ai dat înapoi și zici aș vrea să fac altceva. Ai vrea, dar poate că n-ai ajunge persoana care ești în momentul ăsta. Iar eu, persoana care este în momentul ăsta, îmi place foarte mult de mine și chiar nu vreau să mă schimb. Și îmi place cum sunt în momentul ăsta. Dar sunt în momentul ăsta așa cum sunt eu și cum vreau eu să fiu, pentru că am avut niște experiențe din care am învățat. Pe care, sincer să fiu, nu le doresc nimănui. Cam asta este. Dar da, sportul m-a salvat de la foarte, foarte multe neplăceri. Deci simțiți că îi datorați mult sportului. Eu am spus întotdeauna, mie mi-a dat sportul toată viața mea. Acum e rândul meu să dau înapoi sportul. Și cât pot eu, încerc să promovez sportul și să ajut sportul. Păi nu putem decât să vă urăm mult succes mai departe. Mulțumesc. Să vă felicităm pentru ceea ce ați realizat până acum și pe plan sportiv în cariera noastră și ca antrenor și să vă urăm baftă pentru ceea ce urmează. Că aveți ajută, și la prima competiție care o facem în Târgoviște pe 25 februarie, vă invităm să vedeți cum se desfășoară. Ne-ar plăcea tare mult să ajungem. Cu mai drag. Vă mulțumesc pentru prezență și vă mai aștept și în alte ediții ale emisiunii noastre. Doamne ajută! Atât de aici, prieteni, a fost Cătălin Smărândescu. Ne revedem data viitoare. Până atunci, toate cele bune!